diferența de valoare între cele două loturi? O victorie care ne trebuia și pentru care am muncit foarte mult. O victorie pe care o dedicăm și care este întristată și întunecată de întâmplarea tristă și tragică din viața căpitanului nostru, Cucan, căruia dedicăm această victorie și nu ne gândim decât la sufletele lor de părinți și ne punem fiecare în locul lui și nu ne vine să credem ce se poate întâmpla în viața asta, ne dăm seama ce e important și ce nu. În orice caz, toate gândurile noastre sunt alături de familia lui. Revenim la meci. Ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut astăzi la echipa dumneavoastră? În momentul în care am jucat apărarea pe care am programat-o, am oprit foarte multe din atacurile mediesene. Mediașul are în componență jucători foarte talentați și în momentul în care ai 5-6 jucători care sunt un pericol de 3 puncte la fiecare atingere, practic, sigur că intensitatea trebuie să fie foarte mare și trebuie să fie constantă. Nu știu, n-am avut foaia de joc, n-am avut statisticile, deci nu știu în ce măsură am reușit să determinăm procentaje slabe la aruncările lor. În orice caz, atâta timp cât am controlat această apărare, am reușit să scriem puncte ușoare pe contraatac și până la urmă acolo s-a făcut diferența. E un sentiment mai special să stați pe cealaltă bancă din față? Vă spun sincer, când am intrat în sală, eram pregătit să lăsesc pe partea cealaltă. Sigur că este un sentiment special. Le mulțumesc spectatorilor pentru primirea caldă care mi-au făcut-o. Datorez mult mediașului și le urez mult succes în sezonul.